Dragă-mi de semeneasă, pentru dumneavoastră vine o surpriză. Nu spun din partea voi, o să găciți. Stanislav! Bună seara, mulțumesc, Mir, Anastasia și Stanislav. Vă puteți, vă rog frumos, apropia? Mulțumesc. Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surpriză la domiciliu. Avem un mic cadou pentru dumneavoastră. Țineți florile. Școș, fructe. Cum credeți în partea cu voi este această surpriză? De la oricine. Haideți mai întâi să dăm știri mesajului și apoi vom afla. Azi porniți pe-un drum în care e nevoie de răbdare, de priviri, cade și dulci, când te scoli și când te culci. E nevoie de iertare la greșeli și nepăsare. E nevoie de sărut când ai chef să aștepți mai mult. Căsnicie se numește drumul ce azi vă răpește, drumul ce ne rugăm să fie pentru voi, dar bucurie. În această zi frumoasă, din viața voastră, suntem alături cu voi, de inimă și cu gândul, și vă urăm numai fericire și bucurie. Să vă iubiți mereu ca în această zi minunată și să aveți o viață plină de fericire și împlinire. Casa de Piatră, cu drag din partea Eugeniei, Andrei și a lui David. Aplauzele dumneavoastră pentru sora Nirese Eugene și cumnaselul Andrei și nepotul David. Această surpriză